Bună seara, prietenii Metropola TV! Iată un debut în pași de dans în această seară. Cred că ne-am descurcat bine cu toții, sau cel puțin dansatorii noștri prezenți aici. Un debut foarte, foarte frumos. O după-amiază de dans în care avem plăcerea, prieteni, să-l avem invitat pe domnul Marius Dumitru, președintele Asociației AMA Events. Bună ziua, domnule Dumitru! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! V-am regăsit! Bine v-am regăsit! Îi lăsăm celei dansatori, prieteni, să-și tragă sufletul pentru câteva secunde și avem în partea stângă pe Dacian Varga și Liviu Chițu, care au privit cu atenție. I-am simțit că vor să danseze, dar probabil că vor avea prilejul. Vă salut, dragilor! Bine salutare, ziua, salutare! Bună ziua, domnul Ionel! V-ați privit acest moment? Cam așa fac și eu dimineața când mă trezesc. A, foarte, foarte simplu. Iar cei doi dansatori, prieteni, care ne-au încântat în aceste prime minute ale emisiunii noastre din această după-amiază, sunt domnișoara Iulia Vasile, Sărut Mâna, super dansul! Bună seara, mulțumesc! La același nivel, evident, și partenerul Eduard Nanu, te salut, Edi! Bună ziua, bună ziua! Te-ai descurcat foarte, foarte bine! Oxy! Oxy, care eu i-am ținut ochelarii, știi că am avut mare grijă de ei, pentru că ei nu fac parte din echipamentul de dans. Nu, așa niciodată. Niciodată. De asta. Dar chiar n-am văzut dansator care să poartă ochelari, nu este voie așa ceva, nu? Nu, mai sunt oameni care fac asta, eu nu am încredere. E periculos. E periculos, te poți accidenta, nu? Oxy, nu ai încredere că poate ține ochelari în condiții foarte bune. Sigur, da. S-a și întâmplat acest lucru. Cred că și Dacian putea să facă la fel. Așadar, o după-amiază de dans, prieteni, aici la Metropola TV. Spuneam că avem plăcerea de a avea invitat. A revenit, de fapt, în studioul Metropola TV pe domnul Marius Dumitru, președintele AMA Events. Și să spunem ce înseamnă acest proiect, domnule Dumitru. Ce ați mai făcut în ultima perioadă? Despre ce este vorba cu adevărat în acest proiect pe care îl conduceți? Bine, credem noi. Noi așa spunem, că îl conducem bine și ei ar putea să fie și martor dacă îl conducem bine sau nu, pentru după că, ei sunt, direct, cred că da. Ei sunt direct implicați în acest proiect. Este un proiect prin care vrem să promovăm mișcarea și sportul prin dans. Se pot asocia cele două elemente? Întotdeauna. Gândiți-vă că există și Federația de Dans Sportiv. Da, am văzut. Deci e adevărat că este cu totul și cu totul altceva, este alt gen, alt tip de dans, dar prin acest dans noi vrem să ajungem în primul și în primul rând, la tineri. Tinerii care... Tineri. Da, da, da. În primul și în primul rând... Ați ajuns, că noi suntem aici, uitați. Media de vârstă, practic, nu depășește 21. 24. Ne încadrăm, domnule Dumitru, ne încadrăm? Neapărat, sigur. Gata. 25. Mizați pe noi, da? Dacă facem media la tot, sigur avem 25. Așa, mergem mai departe, mergem mai departe. Da, deci proiectul acest... pe care dumneavoastră îl girați. Acest proiect intitulat DACE... Dancing Your Sport, da. Ar fi, pentru că este un proiect european și de aceea este denumirea în engleză și nu în română. Este un proiect realizat prin Comisia Europeană pe programul Erasmus Plus Sport, în care avem parteneri din Portugalia, din Letonia și Turcia. Deocamdată 3 seri. Deocamdată. Cu noi cu tot 4. 4. Suntem destul de bine. Suntem destul de bine. Normal. Da, deci aceștia sunt organizațiile care sunt organizații non-profit, care promovează sportul în general, iar acest proiect, așa cum v-am spus, promovarea sportului către tineri prin dans. Da, pentru că dansul este atât mișcare... Cât și sport. Cât și sport. Așa cum spuneam puțin mai devreme. Exact. Iată ce asociere frumoasă, prieteni. Dans și sport, iar cine le poate explica mai bine decât invitații noștri care și-au tras cu siguranță sufletul și vor putea să ne explice. Domnișoară, debutul a fost foarte, foarte bun. De când faci acest lucru? Ce înseamnă, de fapt, acest dans? Câte ore te pregătești? Vai, câte întrebări ți-am pus. Sunt foarte multe, nu o să zic că nu. Am început să dansez de la 7 ani, chiar eram mică când am început să dansez. Nu practic acest stil de la 7 ani, să nu ne priprim. Fac mai multe stiluri de dans, însă ca să fiu un dansator profesionist, consider că trebuie să fii cel puțin 8 ore pe zi într-un sala de dans. Cel puțin. Uneori se poate, alteori nu, suntem oameni și înțelegem, nu o să zic că nu. Dar ca să practici un sport de dans, ca să zic așa, da, trebuie să stai în sală, trebuie să practici, să accepti că greșești, că toți greșim. Să vrei să faci mai bine, totul. De fiecare dată, totuși, de asta e performanță. Dar, dragă, 8 ore în sala de dans înseamnă că poți învăța în timp ce dansezi. Manualul sau telefonul, dansăm și lucrăm, cred. Nu, lăsăm plăcerile vieții, ca să zic, un film deoparte, poate o masă o sărim, dar e de preferat să o avem la noi. Mai tăiem din activitățile extra... Extra. Dacă vrei să fii profesionist, practic, multe din ieșirile cu prietenii la vârsta respectivă le cam elimini. Da. Dar să trecem puțin și la partener, care și el s-a descurcat extraordinar. Verdictul este din partea mea. M-am consultat din priviri cu cei doi colegi, Dacian și
Liviu, de când ai această pasiune? Ce înseamnă pentru tine dansul? Cât timp îți ia pe zi? Ce premii am luat până acum? Vai de mine, ce sarabandă de întrebări. Fac asta de 12 ani de acum. Wow, deja... Mai puțin cred că fac 13, nu cred că mai durează foarte mult. Mulți înainte. Să rămână. Da, sunt bătrân, dacă se poate numi. În ale dansului. Contează asta? Dansului, corect. Contează asta, dragă Oxy, dacă anii trec, îți mai păstrezi acest echilibru, această exuberanță, știu. Da, atâta timp cât o faci constant și atâta timp cât ai disciplina aia de a face mereu și mereu același lucru și te antrenezi, normal, corpul poate să țină pas, indiferent de vârstă. Știu foarte mulți dansatori care au 50-60 de ani și chiar dansează mult mai mult decât dansăm noi la vârsta asta. Hai că vor reveni puțin asupra acestui aspect, pentru că nu putem uita, prieteni, că această distribuție de gală aici la Metropola TV nu ar fi fost posibilă fără aportul doamnei Beatrice Mercado, editor revista Născut pentru Sport. Iată ce frumos sună, Născut pentru Sport. Așadar, domnișoară, născută pentru dans. Da. Păi nu se poate altfel. Da, de ce nu se putea altfel? Pentru că e o pasiune la care, cel puțin mie, mi-este foarte greu să renunț. Nu văd altfel viața fără dans. Este un stil de viață, chiar e un stil de viață. Un stil sănătos. E foarte sănătos. 8 ore pe zi, mă gândesc că ajută, contribuie foarte mult și decisiv, practic, la sănătatea... Da, e cam un sport de performanță, până la urmă. Păi și... chiar e un sport de performanță. Dacă faci 8 ore pe zi... Nu mai poți să spui așa că doar o pasiune. Bine, o fac și din pasiune, fiindcă e disciplină și pasiune, o combinație. Fiindcă vezi? Altfel nu se poate. Ceea ce Dacian, aici, ala cu disciplina te-a... M-a dat vă spate. Te-a încurcat puțin. Dar auzi, Iulia, dacă îmi dai voie, asta a fost prima ta pasiune, ai mai făcut altceva, ai cochetat și cu sportul. Pentru că dansul este tot un sport, dar mă gândesc că poate, cine știe, grație, delicatețe, gimnastică. Am făcut gimnastică. I-am dat seama, vedeți, că am ochi. Ritmică, așa. Da, cu asta am început de fapt și mi-am dat... Și ce te-a mutat direct aici? Păi am văzut câțiva dansatori tot așa la o televiziune și am zis, mami, eu asta vreau. Și asta a fost, mami, vreau acolo. Bine, mami s-a conformat. Păi ce să fac la șapte? Foarte bine, mulțumim, doamnă, bravo. Mulțumim, da, Oxy, la tine cum a fost? Pasiune din prima sau ai cochetat și tu cu... A fost o pasiune de multă vreme, numai că nu m-am gândit vreodată că asta o să vreau să fac și asta o să fac până la urmă. Performanță. Da, în ideea de performanță, eram un copil curios. Am făcut multe, multe la perioada 10-14 ani de la... Multe prostii, nu? Nu, chiar nu, chiar surprinzător nu. Am făcut vlogging, am făcut parkour, am încercat să mă dau și cu bicicleta și cu mai multe și la un moment dat m-am apucat de dans. Și aici ai rămas. Și da, nu m-am plictisit și după câțiva ani mi-am dat seama că fac asta de multă vreme și nu m-am plictisit. Pare ceva foarte natural la tine. Da, chiar am zis, naturală. Știi ceva, eu chiar am o carieră în dans, dacă stau bine să mă gândesc. 30 ani mai târziu. Ce să mai renunț, exact. Haideți, domnule, să trecem puțin și la domnul Dumitru. Da. Deci, domnule Dumitru, cum atrage un tineri de acest gen atât de frumoși? În primul rând, prin promovare. În primul rând, prin promovare. Și promovarea, desigur, se face prin dansatori precum Iulia și Oxy. Pentru că întotdeauna când vezi pe cineva dansând în felul acesta, automat vrei și tu să o faci. Eu au fost, de exemplu, și la o altă activitate de-a noastră, la un mini-campionat de fotbal, în care, în pauză, au dansat. Și vreau să vă spun că micii fotbaliști au început să danseze pe margine. Da, deci pe margine erau atenți la dans și dansau pe margine pentru că le plăcea acest lucru. Dar credeți că s-ar putea cândva, poate nu peste multă vreme, știm cu toții că la basket, la nivel superior, în pauze, sunt acele majorete care atrag atenție la toți spectatorii. Am putea avea și dansuri de genul ăsta de ce în pauza nu? Unor dispute importante. De ce nu am putea și poate, cine știe, reușim să facem o propunere către diverse alte sporturi, în așa fel încât, uite, Oxy, Iulia, o propunere, vedeți? Deja făcută pentru viitor și... Și nu numai, poate și noi, Dacian, dacă mai ai majoritatea asta, pampoanele respective, să începem și noi. De la vârsta asta. La vârsta asta. Apropo, mai o să ne trebuiască 12-13 ani de experiență ca să putem să ajungem la nivelul lor. Sunt foarte perseverent și nu mă las, dacă mi-am pus în cap ceva, să știi că obținem. Dansul nu are vârstă. Ia uite. Deci prima condiție e îndeplinită, da? Noi avem vârstă. Prima. Deci, Liviu, deja prima condiție tu ai îndeplinit-o, Dacian, 8 ore de antrenament, te apucai de așa ceva serios acum? Dacian a dansat cu mingea cel mai mult și mai mult de 8 ore. Te apucai de așa ceva? Deci obișnuit. Totuși mult. E mult, e foarte mult. E mult, e greu. Dar nu e așa, atunci când faci ceea ce îți place, timpul trece foarte rapid, nici nu îți dai seama când au trecut cele 8 ore. Aici, dragă Iulia, aici poți să improvizezi ceva sau totul pare din anumite tipare?
ai dreptul să mai faci ceva în plus sau, nu știu, să improvizezi tu ceva la un moment dat? Sau totul este foarte bine creionat așa? Nu, cel puțin stilul pe care amândoi îl practicăm, street dance-ul, este foarte liber. Există chiar și o ramură, se numește freestyle, adică tu înveți anumiți pași, anumite baze, înveți, să zicem, foarte, foarte, foarte bine și după forma lor de bază. Da, și după aceea tu poți să variezi. Poți să pui, de exemplu, punctul aici sau poți să-l pui sus. Și depinde de tine și de muzică, cum te simți tu pe muzică. Și de acolo, practic, vine plusul tău și esența ta ca și dansator. Oricum, nu o să știe nimeni ce e improvizat. Da, da. Ești doar tu cu tine și... Atâta practic... timp cât știi ce vrei să transmiți mișcarea respectivă, oricum mișcarea se va modifica. Nu o să poți să... Dacă știi clar ce vrei să spui, nu o să poți să-l faci unul la unul cu exemplu, pasul și o să se modifice. Da, aici vă contrazic, pentru că Liviu, în timpul dansului, mi-a făcut așa cu... din cot și mi-a zis, da, s-a greșit puțin. Aici nu trebuia, așa știu eu. Și puțin pasul la dreapta. Da, dar Liviu n-a vrut să ne spună până acum, că ar fi și el un specialist în această ramură. Sportivă Oxy, îți trebuie și ureche muzicală pentru a interpreta aceste dansuri? E nevoie și de acest aspect? Pe lângă o pregătire fizică, cred eu, fără cusur. Da și nu. Există și exerciții care te pot ajuta în ritm, ideea de ritmică în sine. Dar clar, o să te ajute foarte mult dacă cumva nativ știi să asculți melodia și poți să înțelegi fiecare sunet, fiecare lucru care știi ceva? Te-ai odihnit așa? Văd că vorbești foarte, foarte bine după efortul depus. Ai vrea să-i arăți lui Liviu ceva? O mișcare pe care ar putea să o copieze și el? Sau invers? Ionel, te întreb o secundă. Eu aș vrea absolut și împreună și cu Dacia. Doar să-ți arate. Să ne arate și, bineînțeles, să exemplificăm, să vadă lumea că nu e atât de greu. Trebuie să încerci și cu asta basta. Dar înainte vreau să vă aduc aminte un aspect pe care l-am mai povestit. Împreună cu Iulia am jucat la un moment dat într-un spectacol. Da. Deci Iulia a zis, e foarte modestă. Ea a început cu gimnastica, a ajuns cu dansul să facă dans de performanță, dar ea a cochetat și cu alte zone artistice. N-a vrut să le spună, a păstrat pentru partea a doua. Și aici e bine să ne lăudăm, să știe lumea. Ea a vrut să fie și actriță, nu-i așa? Da, am cochetat și cu actoria o perioadă destul de mare și am făcut parte dintr-o asociație de teatru și chiar am și jucat de câteva ori. Iată. Deci nu doar dans și am și cântat. Practic toate artele se completează. Da. Și noi atunci când Oxy, facem câțiva pași alături de Liviu, ce ziceți? Hai două variante. Ori, da, sau ori, ori pleci. Ori facem un pas simplu care se făcea la petreceri, acum în anii 70, ori un exercițiu de coordonare. Eu aș vrea să începem cu ce e mai greu, pentru că nu... Cu ce e mai greu. Ce e mai greu? Ce ți se pare ce e mai greu? Nu, ușor, te rog. Bun, să nu ne dăm peste cap acum. Suntem mai aici, da? Și alte emisiuni. Paramedici, toată lumea pregătită în caz de ceva, da? Bun. Bun, foarte hai simplu. Să avem să doi în față, pași aici? Din stilul de dans electro. Pași pe electro? Care... Da, da, așa se numește. Păi nu era învățat. Treci cu voi că... Bun, foarte simplu. Sigur, e folosită într-o formă sau altă. Hai să vedem. Prima chestie. Point se numește și e foarte simplu, doar arăți. Așa. Bun. Perfect. Să uite, să arătăm așa. Asta o să fac și eu. Numai că o să facem în patru direcții. Prima dată avem sus. Sus. Jos. Jos. Exterior, în dreapta. Interior, în stânga. Cu aceeași mână. Cu aceeași mână. Și e. Oh, ok, perfect. Bun. A doua chestie. Acum devine. Stai, că acum dacă te pune să miști picioare, te numește rotor. Și sigur l-ai făcut la încălzire, pe la școală, pe la liceu, facultate. Da. Sigur l-ai mai făcut. Întinde mâna. Și tot ce facem e să rotim mâna. În interior. Aha. Lui e mai greu care ceasul așa. Așa. Important, cât mai aproape de piept. Ok? Aha. Să vină aici. Aha. Exact. Bun. Acum, partea complicată, că am zis că e un exercițiu de coordonare, că trebuie exact să facem în același timp. Hai, da? O luăm ușor. Ce-am spus? Avem așa. Avem, pregătim mâna stângă întinsă, da? Mâna dreaptă o pregătim să ducem da? În sus. Și avem 1. Ok? Bun. Continuăm. Jos. 2. Ok. În dreaptă. 3. Bun. În stânga. 4. În stânga. Pardon. Bun. Hai că a plecat. Încercăm puțin mai repede? Hai să vedem. Hai. Să vedem. 5, și stai, 6, stai să pregătim. Pregătim mâna, da, pregătim cealaltă mână. Da, 5, 6, 7 și hai. 1 și 2 și 3 și 4. Le-am făcut în ce ordine am vrut eu, dar uite, vezi, abia aici a intrat improvizația, că eu nu o să fac, da, așa, bun. Bun, momentan îmi lăsăm așa, știu că este mai greu. Oxy, numai puțin, te-am avem de retușat ceva în pauza care urmează, doar câteva minute, pentru a ne găsi în formă când ne întoarcem. Așadar, prieteni, o scurtă pauză publicitară, rămâneți cu noi pentru că avem să vă arătăm foarte multe alte lucruri. Un duet cu mine și Dacian. We'll be right back.
Am revenit, dragii prieteni, în pauză. S-a lucrat foarte, foarte intens aici. Rezultatele le veți vedea în perioada imediat următoare. Deși prietenul nostru, Liviu, are nevoie de câteva minute de relaxare. Așadar, suntem cu domnul Marius Dumitru, președinte AMA Events, care ne spune în continuare alte câteva cuvinte. L-ați văzut pe Liviu puțin mai devreme. Credeți că poate face parte din acest proiect? Dar putea pune probleme celor doi protagoniști? Mai ales că se roagă așa tare de mine, sigur poate. Da. Este absolut pentru oricine. Promițător. El, da. Deja, adică am putea să-l integrăm în echipă, cred, nu? Da, de ce? Dacă vreți să dezfințați echipa. S-a născut talent și a murit speranță, nu? Așadar, despre proiectele astea generoase pe care le aveți, cu siguranță termenul nu este deloc pretențios. Cine se poate înscrie? Unde o poate face? Care sunt primii pași, clar, de urmat, din acest punct de vedere? În primul și în primul rând trebuie știut că proiecte de genul acesta sunt proiecte europene, proiecte care se fac în parteneria cu alte asociații din Europa. Orice organizație care se înscrie pe platforma Erasmus poate participa la proiecte, dacă, bineînțeles, există parteneri care își doresc ca acea organizație să fie implicată în programul respectiv sau în proiectul pe care și-l dezvoltă. Cum se poate Noi, de exemplu, doritorii, în primul rând, trebuie să fie ca organizație. Ca persoane, putem, deci, în primul rând. Da, ca persoane putem să implicăm specialiști, cum de exemplu i-am implicat pe Oxy și pe Iulia în proiect, pentru că organizația în sine nu are neapărat întotdeauna toți specialiștii pe un anumit gen de activitate. Activitate sportivă în cazul nostru. Proiectele pot fi nu numai pe parte de sport, pot fi și pe parte de tineret, pe parte culturală. Pe parte de tinere, de exemplu, avem schimburi de tineri, care înseamnă că tineri din România pot să meargă în altă țară, la o altă organizație, într-un schimb adică de experiență. Adică schimb de experiență, nu? Da, 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 poate să fie un schimb de experiență, poate să fie în schimb și doar o dezvoltare a abilităților personale, a capacităților pe un anumit domeniu. De exemplu, noi am făcut un proiect al nostru, AMA Events, un proiect bazat pe interculturalitate și toleranță religioasă, în care am avut parteneri din Turcia și parteneri din Lituania, pentru că am zis așa, noi suntem ortodoxi, ei sunt catolici, s-am ceilalți musulmani, și am găsit elementele comune în religiile și în obiceiurile noastre. Foarte multe elemente comune, inclusiv ca perioade de timp se suprapun foarte multe din obiceiurile. Dar mă gândesc că în perioada asta și înveți lucruri noi. Nu? Da, sigur. Adică te uiți și la catolici, te uiți și la musulmani, adică... Sigur că da, sigur că da. Am mai avut cu Universitatea din Aksaray, în care am avut activități de coordonare, adică cei care coordonează tinerii în anumite activități, pentru că sunt persoane adulte de obicei care coordonează tinerii, pot fi și tineri, normal, dar de cele mai multe ori este bine ca grupul de tineri pe care îl trimis să fie însoțit de un adult. Pentru că există totuși o responsabilitate. Pe de altă parte, mai există și posibilitatea ca tânărul, el ca individ, să poată să meargă la o specializare. 3 luni, 6 luni, un an de zile, pe un anumit domeniu în care este interesat, începând de la, v-am spus, poate să fie IT, poate să fie cultură, poate să fie absolut orice domeniu. Este foarte largă. Este foarte largă. Toate aceste lucruri sunt gestionate de Comisia Europeană, și pot să ajute la dezvoltarea individului. Există o vârstă limită de la care poți pleca? Există o vârstă maximă oarecum? Și se derulează pregătirea? De obicei, vârsta maximă este cea care se... E o barieră undeva. Da, la 35 de ani. Este bine ca să fie peste 16 ani, dar există și schimburi pentru elevi, schimburi pentru școli sau universități. Se poate merge la nivel de profesori, la nivel de studenți. Deci paleta este enorm, enorm de mare. Bun, și am înțeles că în primul rând trebuie să faci parte într-o organizație, într-o asociație, ca să aplici pentru anumite fonduri, da? Sau poți și individual. Ei bine, pentru cei care sunt talentați sau care își doresc să descopere o pasiune, să-și o fructifice pe cea pe care deja au descoperit-o, vă pot contacta pe dumneavoastră, care deja știți demersurile, cum și ce trebuie făcut ca să ajungă acolo, sau... Altfel cum? Pentru ce individual, mă refer. Să ajunge. Da, de obicei este bine să contacteze o organizație care cunoaște toate aceste amănunte. Pentru că știu și ceea ce se cere pentru platforma respectivă. Adică sunt elemente pe care dacă știi să le punctezi,
ai șanse mai mari. Tu, de exemplu, poți să scrii lucruri foarte bune despre tine, dar să nu știi cum să le scrii. Exact, bineînțeles, nu e o compunere. Maniera contează foarte mult. Adică același lucru spus altfel despre cineva. Dom'le, eu am abilități să, nu știu, merg în mâini. Atunci se spune lucruri pe mâini, e clar. Dar trebuie nu știe să o exprime în așa fel încât să fie luată în considerare. Deci, practic, trebuie să vă contacteze pe dumneavoastră care știți și puteți să-i sfătuiți în continuare cum să aplice odată și mai apoi de unii singuri. Devine o rutină după aceea. Să ne întoarcem puțin și la cei doi dansatori care, iată, ne-au încântat până acum. O vor face și în continuare până la finele emisiunii. Așadar, care a fost cea mai frumoasă experiență a voastră până acum legată de aceste schimburi la care ați participat? Dragă Iulia? Pentru mine, doar pentru că am cunoscut oameni din cum a zis și Marius, dintr-o altă religie, dintr-un alt context. A fost... m-a lovit, ca să zic așa, m-a bucurat foarte tare. Mi-am dat seama că nu sunt singură, ca să zic, aici pe plaiurile noastre și că sunt și alți oameni cu experiențe, poate asemănătoare, poate nu, dar ai ce învăța. Chit că nu știam aceeași limbă, pentru că, na, eram până la urmă în Turcia, ne-am înțeles și am în cele 10 zile... Prin arta dansului, dragă Iulie. Păi... Ne-am înțeles că arta dansului n-a fost absolut deloc greu, cred eu, că ești foarte, foarte expresivă. Oxi, la tine, care a fost cea mai frumoasă experiență de până acum? Sigur, vor urma multe altele. Adevărul e că au fost foarte multe momente. Cred că cea mai marcantă, totuși, experiență pe care am avut-o a fost când am ajuns la un concurs numit Summer Dance Forever. Este, în continuare, unul din cele mai mari concursuri de street dance din lume. Și, nu știu, a fost puțin șocant să ajung acolo într-un... la un concurs pe care îl urmăream de ani de zile doar pe internet. Și am ajuns acolo cu alături de 1000 și ceva de alți dansatori pe lângă și a fost cu totul altceva. Acum urmează o probă foarte, foarte delicată pentru tine, Oxy. Liviu s-a descurcat foarte, foarte bine, onorabil de altfel. Cred că te-ar putea înlocui oricând. Hai să fac și eu un schimb două, așa să-mi arăt și mie ceva mai simplu decât la el poate fi. Ceva mai simplu. Ok, da, se poate. Da, să vedem. Bun. Așa. Noi te susținem de aici, Ionel, să știi. Și eu sunt alături de tine, Ionel, să știi. Că sâmbătă am emisiune și nu vreau să sigur. Ceva, știi? Ceva simplu. Așa. Întâi lucrăm o parte de jos de picioare, tot ce trebuie să facem este ceea ce noi numim groove. Groove-ul este... Să știi dacă contează. Nu este nicio problemă, facem în ambele părți. Dă bine la partea că stângă. Dacă vii și tu după aia. Groove-ul practic este reacția naturală a corpului. Când ascultăm muzică și dăm din cap, ăla e o formă de groove. Instantaneu, așa. Exact. Bun, tot ce trebuie să facem este asta. În dreapta, ridicăm genunchiul drept. 1 și 2. Schimbăm. Asta e tot. 1 și 2. Ești și 1 și 2 și 1. Ok, ok, bun. Urcăm. Deci pot veni, da? Bun. Așa. Sus. Avem una dreaptă sus, mâna stângă mai puțin stângă. Jos. Ok, facem invers. Mâna stângă sus, așa. Mâna dreaptă jos. Da. Tot ce trebuie să facem e să facem schimb de nivele. Bun. Și mă uit către palmă. Bun. Da, ne uităm către palmă. Nu contează neapărat, dar putem să ne uităm către palmă. Dacă ți-ai notat pașii în palmă, bineînțeles că urmărești acolo. Stânga, stânga, dreapta, dreapta. 1 și 2, cu tot cu genunchi. Ok, ăla. Bun, hai să încercăm și în partea cealaltă și în dreapta. Și sus și sus. Ok. Lasă că e suficient pentru prima lecție, serios. Ok. Da, cu siguranță. Serios. Da, cum arată, poate ne arată Oxy și cum arată la o viteză totuși sau la un ritm. Da, bine. Pasul în sine este aici. Dar putem să-l variem, să ne ștergem efectiv oriunde, atâta timp cât păstrăm. Oxy, câte lecții ne-ar trebui nouă, mie, lui Liviu, mai puțin lui, lui Dacian, care nu se bagă ce puțin. Mai multe lui Dacian. El are o problemă medicală la genunchi și de-aia, nu din alte motive. Câte lecții ne-ar trebui nouă să ajungem la un nivel cât de cât așa acceptabil? Cred că mai bine l-ai întrebat câte sute de ore. Nu, ne spune el. Variază de la om la om. Într-adevăr, există și varianta de om talentat. Adică la mine două ore, la Dacian vreo 15, nu cam așa. Da, variază foarte și mult. Și la Liviu vreo 10 minute, cred. Mulțumesc, mi-a curs prea mare. Toate astea dar... în timp, adică mi-e greu să cred că vii acolo o săptămână la sală la voi și gata. După cu siguranță. Săptămână... De asta am zis, sunt sute practica. De ore, dacă nu chiar mii de ore făcute. Practica de acasă foarte e cea mai importantă. Da. Adică degeaba vii la un curs de dans de oră și acasă stai și nu... Și la tine totul se face în pași de dans. Dacă gătești ceva, evident, în pași de dans. Da, cu siguranță. Corect, da. Așa este. Muzica nu lipsește niciodată din casă. Niciodată. Dar îți dă și un vibe bun. Da.
Cu siguranță. De asta am spus eu, că așa dansul îl fac în fiecare dimineață. Da, tu te trezești în... Da! Până nimerești, până... Aspar două lustre, trei veze. În următoare, așa, știu... În primul și în primul rând, aș vrea să adaug faptul că i-au câștigat și niște concursuri. Importante. Da, importante. Nu vor și să... modești, da, sunt modești, nu vor să vorbească. Da? Ne spuneți de asta? Despre ce nu, ei să spună, pentru că ei se pricep. O lăsăm pe Iulia, deci ce concursuri Iulia am câștigat? Ce concurs am câștigat? Nu știu, știu că sunt multe, așa că... Cele mai importante, dragă, terminăm emisiunea până trecem în revistă. Păi cred că ar fi concursul de la... concursul, musicalul pe care, la care am coreografiat și am luat locul 2. Coreografiat, ce frumos! Da. Coreografia, domnule. Da, am avut o colaborare cu Facultatea de Muzică și am coreografiat un musical, Six se numește, și am luat în America premiul 2, dacă nu mă înșel, sau premiul... Premiul 2 pentru coreografie, da, și păi pentru... Și cum să nu menționăm, în America, unde industria musicalului este la cote maxime, adică, practic, de acolo se dă ora exactă. Dacă doar participai, fără să iei vreun premiu. Sigur. Și deja era notabil. Da, da. Păi, doar locul. Dar cum ați ajuns acolo? Cum? Selectat? Mulțumit doamnei profesor Ioana Cojuharov, cu care am mai colaborat înainte. Am făcut o coreografie pentru... Flori de gheață. Exact. Dânsa este profesoară de pian și este și compozitoare și a avut un proiect foarte mare care și acela a luat premiu, inclusiv coreografia noastră a luat premiu. Flori de gheață se numește proiectul ei și prin ea, practic, ne-am înțeles. Deci și... dânsa a venit la da. Voi și v-a propus... Să vă înscrieți la festivalul ăsta, la concurs. Să faceți o coreografie... Da, ea pregătea pentru examenul de facultate cu elevii pe care avea în anul respectiv un musical. Da. A vrut să bage și mișcare cât s-a putut, coreografie, și ne-a propus nouă să venim și să încercăm să facem ceva. Am încercat până am încercat efectiv am tot reușit. Anul și am stat tot anul și am lucrat la tot musicalul și a fost o experiență foarte frumoasă. Am luat și premiu. Bravo, nu ne așteptam, adică ce putea fi mai mult dat? Hai să ne întoarcem puțin la domn președinte. Ceea ce faceți dumneavoastră a deschis calea și altor asociații? Devine din ce în ce mai prezent această activitate în viața cotidiană, domnule Dumitru? Da, devine, pentru că noi întotdeauna colaborăm cu asociații din România, în primul rând. Asociații pe care după aceea le ghidăm și le... ca să implementeze proiecte. Adică noi cumva suntem cei care gestionăm proiectele lor, dar în același timp specific fiecare activități luăm una dintre asociații sau o altă asociație în funcție de tipul de activitate pe care o are asociația respectivă. Avem colaborări pe lângă Asociația Junior Sport pe care ați amintit-o mai înainte, cu Asociația Județeană de Fotbal Bihor, cu... Ce faceți cu Asociația Județeană de Fotbal Bihor? Cu Asociația Județeană de Fotbal Bihor am implementat unul dintre cele mai frumoase proiecte ale noastre, Mixed Football for Children. Este un proiect în care am făcut un ghid de selecție a echipelor de fotbal pentru fotbal mixt, pentru copii între 8 și da, pentru copii între 8 și 14 ani. Așa ceva nu exista la nivel european până în acel moment când european nu exista, nu doar în România. Nu. Deschizător de drumuri, domnule. Deschizător de drumuri și spre mândria noastră am fost contactați de președintele UEFA la acel moment. Ne-a întrebat despre proiecte, am explicat ce vrem să facem, ne-au urat succes și chiar am avut succes. Da, cu siguranță așa va fi și în continuare. Dacă Liviu s-a descurcat foarte bine cu Oxi, îndrăzneala noastră ar fi un tandem Liviu cu Iulia. Ce zici? Hai, gata, faci. Care așa cu Iulia. Rămâne dator Dacian, să știți, dar ce preferi? Oricum, să știi că stă alături de tine, indiferent. Susține de spate. Da. Mânuțe sau picioare? Picioare, ce am, nu? Bine. Ia. Avem kick. Cum? Kick. 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 Și deci, pas. Tot ca la fotbal, vezi? Da. Kick. Kick. Privirea în față, Liviu, te rog, okay. Fii atent. 5, 6, 7 și kick și pas. Și încă un kick după, da? Aha. 5, 6, 7 și kick. Pas, kick. Bun. Nu e totul. Nu e tot, da? Ia avem așa. Kick. Kick. Pas. Pas. Kick. Și înapoi. Ale. Și mai repede, ia să vedem. 5, 6, 7 și 1 și 2 și 3 și spate. Bun. Da, pare ușor la o primă vedere, dar cu siguranță este rodul a multor ore. Trebuie să facem și în lateral, nu? Da, poate fi. Poate fi. Ia să vedem. Pa, 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 și facem așa, ce zici? Aha, perfect. Da? Dar eu mă duc în direcția cealaltă, ca perfect. Să, da, să deschidem. 5. Și apare Oxi pe jumătate. Gata, facem coreografie. Da. Hai. 5, 6, 7 și pa, 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 și hei!
Da, a fost foarte, foarte bun. Oxy, ce zici? Brauzele sunt generoase. Iată că și echipa noastră din spate. Ce să spun, Oxy, ți-e teamă că pierzi partenera la cum se mișcă Liviu? Pune probleme, serios? Nu, nu pierde, nu pierde, iertați-mă că intervin, dar... Pierde sportiv. După cum v-am spus mai devreme, sportiv. Noi chiar am colaborat, am jucat împreună într-un spectacol de teatru musical. Uitați-ne care... mai multe amănunte și de eu mai mult cu actorie și cu un pic de cântat. E mai mult se învină frumos, Liviu? Era... Se învină foarte bine aceste două activități? Probabil foarte că da. Foarte bine, mai ales la cei care se pricep. În perioada respectivă, am înțeles, să nu mai vorbim foarte multe, dar proiectul n-a fost un absolut mega fantastic succes. Dar poate succes deveni ceva mai important în viitor? Sigur că se poate, da, se poate. Se poate îmbina chestia asta, teatru cu dansul? Dar se îmbine cel mai bine. Se îmbine extraordinar de bine. Da, asta am spus. Da. Nu? Adică cred că și ție ți-ar fi de bun augur să înveți câțiva pași. Ți-ar fi cu mult mai ușor, nu? Cu siguranță. Bineînțeles, în facultate actorii învață oarecum niște stiluri de dans. După cum vorbeam și în pauză, nu poate nu cele mai bune stiluri. Da, de e de preferat contemporan, adică de preferat acest stil de dans să-l practice, pentru că îți înveți corpul și ca actor tu trebuie să fii prezent oricum pe scenă și prin dans chiar experimentezi tot ce înseamnă, adică îți înveți corpul, ca să zic. Înveți să comunici practic corpul cu corpul. Da. Învață mecanic anumite mișcări pe care mai apoi le scoate așa foarte ușor din niște sertărașe, da, undeva stocate. Mă și gândesc, dragilor, mă și gândesc că la o petrecere, așa de firmă, să spun, cei doi invitații ai noștri, sunt acolo, încep anumite dansuri și vin și ei cu stilul lor. Se oprește toată lumea și îi aplaudă. Se întâmplă, deseori, da, chiar se întâmplă. Bine și de data asta. Dar știți mai multe stiluri de dans? Am înțeles, ăsta este cum ar veni de bază, sau pe ăsta vă axați cel mai mult. Da. Dar mi-e greu să cred că nu știți și alte stiluri, nu? Oricum, street dance-ul nu este per se un stil de dans, e o umbrelă cumva, e implică mai multe stiluri de dans, printre care electro și waking, ce am făcut noi acum, există și hip-hop. Deci sunt mai multe dance băgate în... Da, e un... cumva un termen general folosit pentru toată lumea ca să știe că, ok, asta e de street dance. Cum avem dansuri clasice, avem și street dance care... Sau dans sportiv sau... Da. Exact. Da. Da, noi nu ai cum. În dans, în general, nu ai cum să te dezvolți doar cu un singur stil de dans. Te ajută foarte mult să faci, să încerci cât mai multe stiluri. Și să... Voi la rândul vostru aveți antrenori acolo? Sau vă inspirați, nu știu, de pe... Avem norocul să fim mulți dansatori de multe stiluri diferite. Și ne luați un... Da, să facem exact un cypher. Facem un session, noi, în care ne facem un cypher, adică un cerc, și fiecare cumva, în loc să vorbim și să spunem, da, hei, am învățat asta, arătăm. Și ăla e cumva... Și ăla trebuie să preia mișcările și să încerce și ei. Sau furați mișcările de la unii și de la alții. Da, bine, se poate furghile mele. Oricum, hai să preluăm și noi puțin atenția pe partea asta aici, în dreapta, să ne întoarcem la domnul Marius Dumitru. Alte proiecte asemănătoare sau ce mai pregătiți în perioada următoare? Aveți o paletă așa puțin mai diversificată? Vă mai gândiți la ceva în plus? Avem paleta destul de diversificată. Vrem să continuăm proiectele pe fotbal. O să facem și un ghid. Ce facem tot la fotbal? Da, da. Tot la fotbal ne întoarcem. Totul e legat. Da, avem și depus, sperăm să se și aprobe un proiect pe padbol, dacă știți. Padbol. Da, e un sport pe care noi îl promovăm foarte bine aici. Așa. La Metropola TV. Cu doamna Gherghișan, normal. Prietena noastră, o salutăm. Spuneți că au și ieșit campion mondial. Au ieșit campion mondial, sunt antitră, da, campion mondial antitră. Da. România este campioană mondială antitră la padbol. Da, vă băgați și la asta, la câteva mișcări așa acolo? Mai puțin, așa, că... da. Așa? Asta este. La fel ca și la dans. Exact. Așa, un pic. Cât să nu... pare puțin ciudat totuși ca un om care se ocupă cu așa ceva să fie puțin mai discret din punct de vedere al dansului. Da, nu știu ce să spun. M-a spus în dificultate. Da. Asta să deci un sportiv oarecum polivalent, domnule Dumitru. Aici putem spune și așa, pentru că am practicat, într-adevăr, mai multe sporturi de copii. Printre ele? Printre ele. Tenis, polo, fotbal, handbal. Handbal, chiar am ajuns în echipa municipiului București, la momentul respectiv, cu... Deci nu sunteți străini de sport. Nu sunteți străini de sport și știți tocmai de asta, cred că vă și axați mai mult pe sport. Nu am avut antrenori pe Samungi, pe Redu, dacă știți. Păi numai dacă să uităm la noastră, deja lucrurile erau foarte, foarte clare. Acum mai faceți ceva, o activitate sportivă? Doar de întreținere. Da, e suficient. Suficient. În acest punct de vedere. Da. Dar cei doi invitați ai noștri, superbi dansatori prieteni, care iată, ne-au încântat și o vor mai face, și cu alte prilejuri aici la Metropola TV, afinități sportive, așa.
Timpul vă mai permite să mai faceți ceva? Eu nu după 8 ore, când abia așteaptă și să ajung acasă. Crezi că mai, le mai arde? Nu știu dacă e așa. În șah acasă, poate, cel mai mult. Ia spune tu, Oxy, lasă, de ce vorbesc? Vorbește tu. Adevărul e că trebuie. Adică nu poți doar să dansezi și fără să ai grijă realmente de corpul tău și să faci măcar puțin, nu știu, aerobic sau niște stretching sau niște exerciții de forță, pentru că... Tot din astea, tot din arta asta, deci practic. Corpul trebuie oricum să... Eu te întrebam dacă te duci la meci de handball, de volei, de rugby. Nu, de basket, timp, din păcate. De basket. Nici nu măcar volei. Nici tu, Iulia. Am practicat când eram mică. Nu știi cuvântul lui, se poate? Adică dacă nu se duce, nu mă duci nici tu. Nu se poate așa ceva. Obișnuiam să fac asta când eram când în gălașie. Când ești mic, de obicei, la... faci asta. În timp se pierde, dar pentru că avem altă pasiune. Dar la voi, de exemplu, în anturajul vostru, cei care vă admiră, cam acesta este cuvântul, vă întreabă, mă, cum aș putea să fac și eu? Aș vrea să vin și eu. Ce faceți voi e superb. Cum să vin și eu lângă voi? Prieteni, cunoștințe? Păi noi de obicei răspunsem la cursuri. La cursuri de dans. Asta e prima idee, nu? Da, prima idee. Recomandăm prieteni ca pe care îi cunoaștem și care sunt teacher foarte buni. Sau poate chiar la noi în funcție dacă le place. Deci nu. Bine, la el. Prima întrebare oricum e ce muzică asculți. De acolo da. Deci de aici tot. Pleacă totul. De acolo pleacă tot. Da, da, da. Ca și să-i selectezi în momentul în care spun ceva, a deja îmi pare rău pentru tine, Melu, da? Încearcă în altă parte. Nu, cu sigur, nu, suntem foarte deschiși oricum. Oricine este bine primit și așteptăm cu drag. Dar ce contează foarte mult, îi spui tu acum ce muzică ascult? Da, da pentru păi că... poate ascult Cafe Concert. Foarte ok, eu găsim imediat un coregraf care funcționează pe genul de muzică. Da. E... La un moment dat, când dansez de foarte multă vreme, apare cumva întrebarea asta în cap, eu ce vreau să fac? Că sunt multe stiluri de dans, dacă apuci să dansezi, o să vezi foarte multe chestii și nu o să știi ce vrei să faci. Și într-un punct o să-ți dai seama că cel mai apropiat stil de sufletul tău o să fie fix stilul cu muzica care pe care o asculti tu constant. Pentru că e mână în mână, nu funcționează. Deci dacă nu-mi place un stil de muzică, nici place... nu poți să dansezi pe... A, nu, 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 se poate. Coldplay, Dacian, asta e sus, dansezi pe... Altceva. De ce a fost mare? Ce bine sună această titulatură, sport și mișcare. Și din nou, repet acest cuvânt, paleta poate fi foarte, foarte largă. Adică se poate transpune în mai multe direcții, nu? Sigur sport că, și da. Mișcare este foarte generos, așa spus. Întotdeauna... Ce ați mai vedea din acest punct de vedere? Deci, în primul și în primul rând, pe noi ne interesează ca să promovăm mișcarea de la copii, vârste foarte mici. De la, da, vârste foarte mici. De aceea și încercăm să implicăm școli în activitățile noastre și în proiectele aveți noastre. Aveți ecol, domnule Dumitru? Ați găsit ecolul așteptat când mergeți la o școală? Întotdeauna, da. Important. Da, am avut și am avut chiar surpriza că mulți dintre copiii la care li s-au prezentat diverse lucruri, activități sportive, să se apuce de sport. Ceea ce asta pare este, prima victorie. Este prima și cea mai importantă victorie, exact. Da, aici pașii următori. Dar corect, până ajungem la Iulia și la Oxy, durează? Da, la depinde, pentru că talentele pot fi apare și de la vârste foarte mici și copiii pot să crească și dintr-o dată să-i vezi pe culmile gloriei chiar la vârste mici. Nu este o problemă din punctul ăsta. Da, iată, dragă Iulia, ce cuvânt pretențios. În orice disciplină sportivă, talent. Ce înseamnă talentul la dans, te rog? La ceea ce faceți voi? Prin ce s-ar transpune talentul? Din punctul meu de vedere ar fi intuiția, să simți ceea ce, ce faci, să vină natural, să pară că este o joacă. Asta este talentul. Bine, asta cred că o să vină după foarte multe ore de antrenament. Nu neapărat. Nu. Nu, poate nu, fi Oxy, așa ceva... Bine, cred că se vede... Da. Că, nu? De prima oară îl vezi, băi, ai treabă sau ok, că trebuie tu să te jefuiezi, să te ajuda, dar îl vezi pe un om când... Clar. Se împiedică când se calcă pe... ca la o nuntă. Ori înveți dansul că înveți pașii că nu știi, corect. Ori ai în tine simțul artistic sau simțul dansului da. Și dansezi natural. Pentru că poți să o faci natural. Fără să o gândi. Sunt destul de acolo în largul tău. Da? Da. Da. Exact. Te bagi acolo în horă și ții și tu pasul. Este și cazul nostru, evident, dacă mergem... Nu l-ai văzut pe Liviu, s-a simțit ca peștele în apă. Imediat da. A intrat 2-3 pași și imediat s-a adaptat. Asta am spus, adică... Da, pare totul foarte, foarte natural. Când te pricepi și atunci când simți ceea ce ne spun protagoniștii noștri, evenimentele următoare, dragilor, unde vă duc? Ce faceți? Momentan o să fim destul de prinși pe partea de dans, pe evenimentele care vor avea loc în comunitate. Vor fi câteva și weekendul ăsta și weekendul următor. Aici în zonă sau? În București, da. Loco, deci. Da.
Va fi la Palatul Copiilor, dacă nu mă înșel, dar e posibil să greșesc, dar să găsim pe internet la Challenge Arts un concurs de dans. Săptămâna viitoare un prieten nostru și coleg, că și noi avem o asociație de artă, de-abia am început de dansatori. Da. De dansatori. Sunteți la început de drum, deci. Da, da. Și avem succes, dragilor, succes! Mulțumim frumos! Și avem un prieten care a organizat un concurs internațional, Linoleum se numește. Participare generoasă? Internațional? Sună bine? Da, da, va veni din afară un teacher din Canada, din care Canada, va Cosi. Preda house și hip-hop. Și hip-hop. Mergem, domnilor? Hip-hop? Merge, nu? Exact ce mi-a recomandat doctorul. Așadar, proiectele sunt generoase în continuare. Da, da. Activități de lucru. Activități de la petreceri, la workshop-uri și concursuri în sine sunt foarte multe în ultimul și timp. Și workshop-uri de afro chiar, adică vin și din afară, din Africa, din poate și din Europa, dar pe stilul de afro. Roots & Rhythms, tot așa, colegiile noastre se ocupă de evenimentul acesta. Deci suntem plini. Evenimente. Practic, Bucureștiul e în plină ascensiune, da, din punct de vedere al dansului. Pe evenimente, pe workshop-uri, pe concursuri, pentru că se și câștigă. Până la urmă, și asta este avem important. Un battle. Avem și un asta battle. Este important, pentru că nu este totul doar pasiune, talent, da, nu este totul doar pasiune, pentru că vine și o răsplată acolo. Da. Răsplata, prieteni, pentru toți cei care ne-ați urmărit în această după-amiază, vine acum, când ne luăm la revedere, în pași de dans, evident. Iulia și Oxy ne vor încânta pentru ultimele minute ale acestei emisiuni. Să-i vedem la lucru. Haide să vă vedem. După aceea, te rog, echipamentul. Interesting is what I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeehaw!